Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod de asta. Îmi pare rău că n-am putut să postez ieri. Ca să știți cum merge programul meu de filmat asfalt nouă, nu filmat asfalt 8, mă încurc. Ca să știți cum funcționează sistemul meu de asfalt nouă. Așa, ca să înțelegeți, eu filmez luni, miercuri, joi și sâmbătă sau duminică, una din două. Deci, marți și vineri nu am cum să filmez pentru că am ceva de făcut. Așa mai important, acolo să cântă un filmat. Dar am să filmez. Vreau să vă arăt la oameni buni niște mici modificări foarte faine. La mașini. Ca să știți, am apucat să schimb fiecare culoare, fiecare culoare la mașină. Avem și mașini noi, o să le prezentăm imediat. Prima dată la Mitsubishi este, am băgat o culoare așa de albăstrie care chiar arată fain. Plus carbonul ăsta peste tot. Chiar arată chiar fain. Uite, BMW-ul ăsta de 4, uitați-vă cum arată. Așa așa de capotabil. E full gri, în afară de frâne. Deci e super gri, la zic unde pot să colorez. Îmi place foarte mult. Am aflat că dacă intri aici la Custom Colors, puteți da voi așa de mult în jos cât să iasă un gri puțin spălățit, dar agent eu. Măcea, ce vreau ca mă, uitați-vă mă ce fain arată. I-am luat o culoare clasică pentru că maro, stilul ăsta de galben, dar i-am pus carbonul ăsta, capota și ăsta de carbon, pe bagajul. Și am luat așa, uite, i-am pus o limită. I-am pus un maxim la fiecare culoare și am pus un gab interesant și am pus pe metallic. Arată super fain. Și cauciucurile le-am făcut exact cum ați văzut. La man. Asta nu o avem. Asta nu știu care faza cu nisoarul ăsta, nici nu vreau să-l am, credeți, dar vreau să-l vind. Și pot să-l vind. Pot să vin carduri, dacă pot să vin carduri de el, deci pot să vin voi în carturile, dar trebuie să văd dacă o să mai trebuiască la ceva mașina asta, dacă nu, o istrec pe cardurile și mi-au înapoi banii și chestii. Asta aici avem Volkswagen-ul, da? Uitați-vă mă, ce fain arată DS-ul ăsta, deci ziceți-mi voi mie că ăsta nu arată șmecher. Ce-am făcut eu, în sfârșit, l-am făcut ăsta de 2 stele, după ce am cumpărat ceva de la shop, că treia să cumpăr ceva de la shop ca să fac ceva. Niște chestii astea. Așa, nu bun. Și în moment, după aceea, poc, uitați că am făcut 12 și uitați-vă să vă arăt cum a fost și culorile. Am pus un verde normal, am pus culoare verde destul de închis, adică la limita între negru și gri. Și cum verde la maximum. Dacă așa arată foarte ciudat. Așa arată super beton și l-am pus și pe metal. Că pe mat arăta ceva de genul ăsta. Deci îmi place foarte mult cum arată. Bă, deci e super fain. Cauciucurile l-am făcut super negre. Și îmi place foarte mult cum arată. Deci chiar mi se pare cea mai faină mașină. E una dintre cele mai faine mașini mele vopsite. Da? Deci nu mai avem nimic ca mașina, în afară de, în afară de faptul că am început să, o să încep să fac Lotus-ul ăsta, pentru că nu e chiar așa mult, este un event cu Lotus și dacă l-aș face de încă vreo 8 ori, eventul ăla aș putea să primesc un cap, să facem un Lotus. Dar, mai este unul, să-l arăt imediat, da? Am băcea Dojo-ul ăsta, chiar m-am gândit ce culoare se pun la Dojo-ul ăsta, pentru că el, nu are, cum să zice, el nu are metalic. Pentru că, cum să zice, cu unele mașini am dat curse în în sezon de limită, în limited time event. Nu prea știu cum era chestia aia, dar mai simplu, acum ceva timp am făcut un episod, era un fost un episod în care ceva cu lup sau ceva de genul ăsta vorbit acolo cu mine și i-am dat câteva curse cu câteva mașini de genul ăla și că numai cu alea sau trebuie să dau curse în eventul, nu știu, așa că l-am făcut în ca standard de așa mat arată puțin ok. Am vrut poate vede așa până că așa arată conciurat. Și am pus la un fel de limită interesantă între gri, că dacă dădeam alb, am pus un fel de asta mai e.
Gata, la de parar. Da chiar o să le pară mai bine, mai bună. Fac aceeași chestii care am făcut-o și la vezi. Nu că este un fel de album, nu? Dacă faci am văzut, nu știu cum e. Deci făceam ceva de genul ăsta, puneam așa. Bă, ce, îmi scoteam culoarea. Gata, e mai bine așa. Ca fiind foarte fain. Așa, bea avem ăsta care încă nu l-am agățat destul încât să-i fac culoarea, are doar culoarea lui galbenă. Înțeles, ăsta nu o să-i nască, vedeți? Îmi place foarte mult și Camaro-ul ăsta, cum arată stilul ăsta de negru chiar toate. Și noul nostru șofer, sau mai degrabă, noua noastră mașină, Lotus Evora Sport. Nu vă gândiți că eu am făcut chestia asta pentru că are și culorile ei oficiale. Și chiar sunt faine culorile ei oficiale. Oficial, e culoarea lui oficială, e verdele, mai ce galben, albastru, un fel de portocaliu, interesant. Mai ce roșu, negru, gri și un gri. Da, decay-ul ăsta, adică un fel de echipă, e foarte fain cum arată. Chiar îmi place foarte mult cum arată ăsta de echipă. Și cam asta am vrut să mă arăt, pentru că numai mașina asta e nouă. Ca? Și la stereo n-am spus nici culoare. De asta vreau să dăm cursă cu... Asta de ce? Reclamă! Nu! Nu o reclamă! Am scăpat! Am nimeni dat clip. Am făcut câteva curse și am zis să nu fac atât de multe, că nu vreau să se întâmple din nou. Poți să am mai dat câteva curse aici. Aici, de fapt aici nu. Aici ca să termin puțin sezonul, pentru că mai am foarte puțin. De aici nu știu, tot nu pot să reușesc acolo. Ca și Eurotrack, pentru că l-am mai încercat câteva curse. O și acum încercăm să vedem, o să găsim o cursă bună pentru micul nostru prieten. Nu știu ce cursă ar fi bună pentru el. Numai trebuie să se avgădăm puțin. Mai zic că l-am puțin pe ăsta, adică 35 și pe aceea mă apuc și de el. Știu că am o grămadă de aia e. Deci stai, fac am vreo 5.000. Fac așa o cursă cu ăsta. Fac vreo 5.000, l-upgradez pe ăsta. Nu, trebuie să fac mai mult. Trebuie să fac vreo 40.000, deci trebuie să fac destul de mult. Și mai fac eu niște bani. Și pe aceea mă apuc să upgradez multe mașini. Dar am prea... Nu văd, e zic că este faină arată. Să vedeți cum e la... Cum e la DS-ul ăsta, sau cum îi zic eu. E așa să-i de tachita, pentru că am văzut un fel de... E o echipă de Formula E, numită tachita. Sau e pur și simplu un sens de vorba un șofer de la din Formula E. Chiar nu cred că așa se numește echipa, dar o să-i zic că tachita. Deci o să zic mașina tachita, pentru că șoferul ăla din echipa aia și el tot zice un cuvânt din tachita. Bă, dar bă, ce mi-i închire, mă, să te lovesc de... Mă, de mine. Bă, dar s-ar putea... Bă, dar nu-i prea bine să te lovesc de unul în trafic. Să fim serios. Cine să lovesc de unul în trafic? Ne să faci un drift. Te, în trafic nu te lasă să faci un drift. Numai dacă ești... Așa, dacă faci sniper. Adică poliția să uite ce e la faptul să vedeți tot ce are genul. Dar cred că poliția că se uită... Cred că poliția că se uită la faptul să vedeți, cred că cei care dată sunt foarte dezamăgit și vor să îi zice de... Nu știu, mie mi se pare că șoferii care... Mi se pare că poliția care îs și-a poliția adevărat, mă, și vor să fie de crime și din astea.
Dacă o să se uite la asfalt, nu la asfalt, dar Fast and Furious o să aibă o... N-o să fie prea, o să, n-o să fie prea fericit, mai ales dacă se uite la Fast and Furious 5. Stai, nu mă puteam duce pe acolo, hai mă. A, uite că am avans, de serii. Stai ce foarte mult cum să vei, vei, ăsta galbenul ăsta. Deci am luat și eu, 5.000. Bă, 40.000 și poate am... Și poate ce pot să alga de ceva. E, puteam să-l pun, dar am zis să fac 40.000. Bun, stanț și interior. Așa pe dimineață mașina asta nu arată așa special cu galbenul ăsta așa, dar pe noaptea asta super bombă. Deci ar trebui să știu ce cum să urmează ca să știu ce culoare pot să pun la mașină. Nu prea înțeleg de ce am făcut asta, e ok. Cu deja stanță. Am zis cumva mai înainte faptul că e foarte ciudat să te vezi un trafic în restul de aviaj. Se pare că mult o facem. Dacă o jucați neapărat asfalt. Da, bă, vă spun. Dacă vreți acum să... Dacă vă uitați la mine, mai ales să dați... Ca, să dați... În urmă, mai să dați... ca ne puteți să oferi, adică să devin să fail de orice tip, nu vă mai uitați, pentru că o să vă, pentru că dacă chiar vă place, dacă chiar vă place canalul meu și luați tot ce zic eu în serios, s-ar putea, nu știu, să vă, ori să vă treziți cu oameni, ori să nu mai luați permisii. Dar da, e alegerea voastră. Dacă este cam toți care vă uitați la mie, nu prea aveți permis. O să vă spuneți voi în comentarii. Hai și bă, bă, ce dom e? Nu, 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 păi, back, 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 nu! Mă grăbesc. Păi ce, ce care când, cum se zice, când mă enerv... Nu, de ce am făcut-o? În fiecare dată când mă nervez, nu știu, zic așa pe engleză, și se vede, nu, 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 hai mă! Cine? Mă bă, tot un Mitsubishi, hai mă! Să mă bată pe mine un Mitsubishi? Ce doamne feri? De când să mă bată pe mine un Mitsubishi? Gata, că am putadez mașina. Gata, m-am supărat. Wow. Dacă e 40. Ai, mașina e maximă. E aici maxim. Motorul e maxim. Cauciucurile sunt la maxime și ele. Uite că am făcut-o pe tine. Bă, hai, am motorul maxim, pot să fac. Nu că mă să mai upgradez chestia mea, că fiind chiar gata, dar normal am terminat cu, cum se zice, cu părțile mici. Dar nu, cu părțile mari am terminat, ele care mă interesau. Ce sunt la părțile? Hai să vă spun o chestie, am un camul să vă zic despre bug. Nu știu care e faza că am un videoclip în care e de clipul îmi este destul de recent cu așa ca asfalt nouă. Videoclipul e cu de bă cum se vrea tu. Îmi zice acolo că s-au uitat 6 persoane din și videoclipul ăla. Dacă dați pe, cum se zice, pe cel mai popular videoclipul, videoclipul ăla e ultimul. Nu înțeleg nici. S-a uitat vreo 6 sau 7 persoane în acel videoclip și mi-a zis că e fet. De fapt, videoclipul tău are doar o vizionare. Nu pot să consider faptul că acel videoclip cu 6 sau 7 vizionare este videoclipul cu cel mai puțin vizionare. Dacă videoclipul cu cele mai puține vizionare, cum ați dat un videoclip cu Skyblock, dacă nu știu. Dacă să știți, vă dau un fel de mini informație pentru pentru ceva timp, adică după un timp, o să fac în sfârșit un fel de recapitulare a canalului. Și într-o fel o să fac când fac fix 2 ani. Pentru că 2 ani e cu noroc. Nu, 7 ani cu noroc. Nu vine mult după mine, nu repede colii.
Deixa eu falar. Só uma pita de trás. Ai, estou com aí, boss. Estou com aí. Só uma pita de trás da sua. Dumb, hey. Já vou usar essa cor para ratas papi. Que dó, minha filha. Isso, meu. Tá com uma membro suja minha. Ah, você deve me dar um cheio dó, minha filha. Não é nada. Ah, mas posso aqui. Como desce aqui. Mor, mai cred că te mai poți da un cursus, da? Am nevoie de niște mici upgrade-uri pentru câteva mașini, pentru că trebuie upgrade. Mor, am multe mașini. Blow my mind, tot ce doamne crezi că ăsta. Ca să știți, deci o să fac, vă zic cam un efect, eu cum o să fac un video de gaming information din nou. Cred că la câte gaming information le-am făcut, eu cred că o să pot să fac un fel de playlist. Ai, dar ce prost o fost asta. Bun, deci ca să vă spun alte informații. Alte informații așa utile pentru voi, ca să știți. Voi face în curând, pe lângă chestia cu 2 ani de abonat, cu 2 ani de YouTube, nu 2 ani de abonat. Face chestia cu... Nu, stai, nu o să fac cu 2 ani de abonat, nu? 2 ani de abonat. Poate cât am progresat în ăștia 2 ani. Dar normal în ăștia 2 ani tot ce o să facem o să ne uităm la ce-a fost la mine. Dar să vă spun o altă fază interesantă care mi-a plăcut mie. Și dacă mult, nu știu, când am stat la Best Moments of Cody, cred că luni, da luni, dacă mulți ați așteptat videoclipul cu ceva server de Minecraft, vă anunță chestie că nu am reușit. Motivul pentru care nu am reușit să postez videoclipul, OBS. Deci OBS-ul mi-a făcut acolo, mi-a făcut OBS-ul în ziua aia, adică lunea, mi-a făcut niște crize, încât zicea că PLR-ul nu puteți schimba discul este full. Și eu chiar înțeleg chestia asta pentru că, numărul 1, eu l-am pus într-un disc mai gol. Am înțeles că am un disc puțin așa mai... nu mai... Am un disc într-un... un disc... am ceva chestii acolo în el. Într-un disc. Și acolo se bază tocasă filmările. Și nu știu, nu știu de care-i fața. Ce poți să reinstalezi și să bagi înapoi într-un disc normal? Cred că asta o să fac probabil. Nu știu ce zic, o să mai văd eu. Cred că astăzi nu o să apucăm să dăm o cursă cu Miri Fuji cu ăla. Bă, dar cât ați făcut-o aici? Hai să mai arăt puțin cum arată mașina pe pistă. E numai cu un pic de sau credeam. Dăm la cauciucuri. Deci gata. 214. Hai să vedem și cum arată mașina asta, deși normal ar trebui mai bine să vă... Până îmi plac foarte mult melodiile astea de la Stalno. Hai să mergem. Vedeți, vă, ce fain arată! Ce doamne, hei! Pentru că eu i-am eliminat cam pe tăți în primul lap și spoc încă unul la... Bă, dar ce fain sună când faci drepturi pe lopată! Bă! No, bă! Hai mă! Bă, pentru că am făcut chestia aia, bă, eram aproape, am obținut o poziția a doua, dar m-am câștigat. Trebuie să mai încerc o dată. Deci eu nu termin videoclipul până nu termin cursa asta. E nu chiar neapărat, pentru că o să se termine videoclipul imediat. E nu că s-a rupt videoclipul, pur și simplu. Nu ca în dățile 3 secunde în care mă speriam că, opa, bă, a filmat minut de 15 minute. Nu pot filma cât vreau eu. Pot face și un
o face și videoclip de câteva ore. Că chiar pot să fac asta și chiar nu o să fac asta. O să fac un live stream în curând, un live stream în care o să aflu și eu cum, doamne fere. O să fac un live stream și eu, bă, dar nu mai văd nimica. Bă, toată lumea mine, bă, nu mă mai am asumă. N-a dat și ăla de departe. Sau l-a fost ăla din primul an. Adică bine aș fost asta și faca bine. Am obținut scanul pentru forțe și level 12. Nu? No, băi, cam asta a fost episodul de astăzi. Mâine. Da, mâine. Mâine, nu știu pe la cât, dar pe undeva. Chiar o să filmăm. O să mai facem un episod în care o să mai dăm ceva, trebuie să terminăm sezonul de la asta. Și nu știu ce primim niște carduri, bă. Așa. Deci normal o să terminăm, cum se zice, sezoanele. Următoarele sezoane trebuie să terminăm cu Green Machines, cu American Blaze, cu Class D Elite și Eurotracks. Da, băieți, cam asta este episodul, ne vedem data viitoare, cred că o să am un timer smaker de data asta, pa, pa.